voi sunteți foarte pregătite, foarte documentate, dar totuși ce înseamnă pentru voi toată industria asta? Cum o priviți voi? Ce vi se pare că are ea ceva diferit față de alte business-uri, față de alte afaceri care sunt active în momentul ăsta pe piață? Întrebarea mea vine exact focus asupra industriei de cosmetice românești. Dacă asta ne ducem mai departe. Cosmetice românești? Da. Adică brand-uri românești? Nu. Cele care există aici. Deci și brand-urile străine care sunt prezente, care sunt prezente aici. Cum mi se pare cu piața asta? Cum mi se pare că se comportă? Că și abordează consumatorul. Vă dau așa niște idei. Maria, dacă vrei, putem să începem cu tine. Da, mie piața de cosmetice pentru mine este o distracție. Eu schimbându-mă mereu culorile și făcând un liceu de arte, pentru mine e cam același lucru, deci nu am divagat extraordinar de mult. Dar în ceea ce privește informațiile pe care consumatorii le primesc, mie mi se pare că nu sunt complete. Eu, ca și consumator, sau, de exemplu, vorbesc cu numele mamei, care nu este un consumator avizat, consider că poate puțin mai multă informație despre fiecare produs nou apărut. Pentru că, practic, cele vechi deja se știe ce se întâmplă cu ele, cum se folosesc. Dar produsele noi, vorbea Ioana de perie. Cred că dacă i-aș da mamei peria aia, zice, a, super, pot să spăl cada cu ea. Pentru că nu... Pentru că nu are acces atât de ușor cum avem noi. Asta mi se pare... Asta mi se pare cea mai importantă chestie, ca oamenii din industria de make-up să aibă grijă, mă rog, de cosmetice, să aibă grijă să ajungă mesajul direct, mai explicit, nu știu. Da. Ane. Ți-am văzut strângeana. Eu nu cred că ar trebui să scrie, știi, pe cremele alea și în română, pentru că mai cunoască, exemplu, ea nu știe engleză, el, dar se dă cu creme, da? Da. Și am găsit la ea o cremă care era anti-acnee, spre exemplu, știi că ea nu are acnee, săracă, are riduri, andro, are 60 și ceva de ani și ea se dădea cu crema anti-acnee, spre exemplu, pentru că i-a zis vânzătoarea că e bună pentru ea, știi? Deci vânzătoarea dacă o fi tot în același... Da. Eu cred că asta ține tot de oameni din industria de cosmetice. Ar trebui să... Adică nu zice nimeni să angajeze experți pentru a vinde produsul respectiv, dar un minim de training... Acolo, dacă scria pe cutia aia, spre exemplu, în română, știi, nu știu, pentru coșuri, orice, țin că pe că maică-mă nu mai cumpăra, că se uita totuși. Dar în clipa în care ea și-a cumpărat crema respectivă, s-a uitat înăuntru, a găsit ea acolo o hârtie în care scrie tot în engleză. Da. Știi? În principiu, de câțiva ani, parcă era obligat să traducă. Era obligat, dar nu e, spre exemplu, nu e. Dar nu știu, nu... Deci să primiți la, nu știu, acum nu vreau să zic brand-uri, dar sunt anumite brand-uri care pur și simplu nu scriu în limba română pe cutie. E posibil. În tot felul de... Deci la tine... Deci dacă scrii anti-aging, spre exemplu, da. Mama habar n-are ce înseamnă... Pentru care o vârstă și nu știe. Da. Alina, hai că tot... Continuă-ți eu elan. Da, și mie mi se pare la fel că este o industrie care se bazează foarte mult pe marketing, dar marketing de genul... Să zicem, să vindem mult și scump, din punctul meu de vedere. Ce am observat, știi că ți-am mai spus, de obicei nu prea mai cumpăr din țară, la noi sunt foarte scumpe produsele, adică cam de 2-3 ori chiar. Același produs. Poți să dai un exemplu? Nu știu, un exemplu, să zic... Nu e frumos să zic. Nu, păi asta e și scopul. Asta e și scopul de discuție noastră. O cremă Jason, pe care am luat-o cu Organic Baby, ca urmare a unei colaborări, era prețul pe site 85 de lei, pe Hype.